Vă salut! Iată-ne pe un platou de deal subcarpatic, undeva pe la 5-600 de metri. Am urcat aici cu Dusterul 1.6-16 valve, benzină. Acum ne pregătim să coborâm pe un drum destinat în principiu tractoarelor și uneori atelajelor. Motorul e pornit. Mașina se află în modul 4x4. Amânăm aparatul de filmat. Pasagerului din dreapta, care evident nu și-a pus centura, cu toate că știa bine că trebuie să și-o pun asta, pentru că Dusterul are un sistem care avertizează sonor în momentul în care pasagerul nu are centura pusă, iar mașina se deplasează. Afară este superb, soare, a sfințit, 18-19 grade, coborăm în treapta întâi fără să accelerăm. Deocamdată drumul este bun. Suspensia mașinii însă îl face să fie și mai bun. Aici încep ceva probleme. Însă garda înaltă a Dusterului se ține bine. Continuăm. Panta devine destul de abruptă. Suntem în dreapta întâi în frână de motor. Mișcăm ușor frâna. Iată niște caneluri adânci. Ne abordăm ușor pe mijloc. Viteza e destul de mare, pișcăm din nou frâna. Mașinii pare chiar să-i placă, nu întâmpină greutăți, chiar dacă, după cum vedeți, drumul nu este deloc o croazieră. Cam asta a fost tot. Reintrăm în civilizație, în civilizația satului românesc. Însă cu drumuri ceva mai bune. Vă salut!